Ministrul Afacerilor Interne, Dorin Recean, nu a dezmințit deocamdată acuzațiile potrivit cărora el ar fi posesorul unei diplome de masterat false cumpărate de la piața de pe Calea Basarabiei. Declarația a fost făcută astăzi de liderul mișcării antimafie, Sergiu Mocanu. Recean a publicat, în schimb, pe pagina sa de pe o rețea de socializare o fotografie în care apare alături de alți absolvenți ai Newport University din Statele Unite ale Americii. Totodată, pagina online a ziarului Adevărul a publicat o declarație a reprezentantului special pentru Europa de Est a Universității, Eric Everdick, care confirmă faptul că Dorin Recean este absolvent al filialei din Belgia a Universității Newport, precizând că acum instituția se numește Janus University. În CV-ul ministrului de interne este indicat că Dorin Recean în prezent este lector la Newport University International Chișinău. Faptul că Dorin Recean a obținut în rezultatul studiilor la specialitatea administrarea businessului diploma de masterat a Newport University, filiala Belgia, este menționat în CV-ul ministrului de interne, atât pe site-ul guvernului, cât și pe cel al instituției pe care o conduce. În încercarea de a verifica informația, Publica TV a găsit un singur site oficial al acestei universități. La solicitarea postului nostru de televiziune, administrația instituției a declarat că niciodată nu a avut un student cu numele Dorin Recean. Mai mult, universitatea are o singură filială pe teritoriul Europei, în Letonia. Publica TV a trimis o solicitare în acest sens și la Ministerul Educației din Belgia. Responsabilii instituției ne-au răspuns că Newport University nu a primit acreditarea guvernului belgian. Astfel, oficial pe teritoriul țării nu există asemenea universitate sau o filială a ei. Potrivit reprezentanților ministerului, ei înșiși au încercat să afle mai multe despre Newport University, însă au găsit doar o informație succintă pe Wikipedia, cu un link care nu poate fi accesat. Între timp, în ziarul Adevărul a apărut declarația lui Eric Everdick, care se prezintă drept reprezentant special al Newport University în Europa de Est. El susține că Recean într-adevăr a urmat studii de masterat în Belgia. Deși Everdick susține că noua denumire a instituției este Janus University, fapt confirmat și de informațiile apărute pe mai multe site-uri, în CV-ul ministrului de interne Dorin Recean se menționează că până în prezent el este lector în cadrul Newport University International Chișinău. Solicitat de Publica TV, ministrul afacerilor interne a anunțat că va veni mai târziu cu o declarație. Între timp, Dorin Recean a plasat pe o rețea de socializare o fotografie de la balul de absolvire a Newport University. Если у вас есть этот документ из Бельгии, Министерство образования не знает нас, потому что мы просто Recruitment Office Facility Center. Мы не даем никаких диплом, никаких транскрипт. Мы просто как забираем документы от студента, мы делаем как сервисы для администрации, для Newport в Америке. Вы понимаете, мы не имеем права вообще. Это не филиал. И филиал, даже если это был филиал, они не имеют прав отдать диплом. Это просто... организовывать limited liability company, да, LTD или BVBA, как это зовут, которые ищут студенты для Америки. У нас все файлы, конечно, копий файл, но оригинальный файл, они все в Америке. Мы просто заберем все файлы, мы смотрим, мы делаем местный сервис, смотрим, есть ли студент, дополнить все как requirements, как есть ли у него хороший диплом, он может поступать в эти программы, есть ли у него знания английский хватает и все такое.